Stimate domnule secretar de stat, Ion Brisăcariu, stimați domnule Lars Longbeck, Adam Krodzicki, stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi, suntem bucuroși să vă onorăm cu prezența dumneavoastră, cu dumneavoastră ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră la așa un eveniment frumos, deja tradițional, în colaborarea noastră cu Organizația Mondială pentru Migrații, un eveniment care de fiecare dată vine să fortifice serviciul de asistență medicală de urgență la diferite compartimente. Fie că este vorba de calitatea actului medical, fie că este vorba de o siguranță sporită a transportării pacientului către instituțiile medicale specializate, fie că este vorba de implementarea unor noi tehnologii pentru ca acest serviciu medical de asistență medicală să fie cât mai calitativ și eficient pentru pacienți. Precizăm cu plăcere că această colaborare în anul acesta este una din puținile care pun accent nu atât pe actul medical sau nu numai pe actul medical, dar și pe siguranța echipamentelor, siguranța transportărilor, materialelor biologice, preparate de sânge, etc. Deci noi încercăm, prin calitatea actului medical, să avansăm și protejând la maximum atât locul nostru de lucru, da, cât și transportarea, iată, cu această donație care o vedeți în fața dumneavoastră, transportarea materialelor biologice și a preparatelor de sânge. Vrem în mod special să aducem un mare mulțumesc Organizației Internaționale pentru Migrații, în persoana lui domnul Lars Longbeck, deja îl cunoașteți pe dumnealui, Departamentul Uniunii Europene pentru colaborare în țara noastră, Republica Moldova, domnul Adam Krodzicki, și sperăm că această continuitate în activitate și colaborarea noastră va urma cu alte donații, cu alte tehnologii, așa, pentru a avea servicii medicale de asistență medicală urgență de cea mai bună calitate. În această ordine de idei, permiteți-mi, vă rog, să prezint cuvântul domnului secretar de stat Ion Brisăcariu. Mulțumesc, domn director. Bună ziua, stimați invitați la acest eveniment, parteneri, prieteni ai Ministerului Sănătății și a sistemului întreg de sănătate, colegii noștri de la Organizația Internațională de Migrație, dar și reprezentanții delegației Uniunii Europene la Chișinău. În primul rând, cu această ocazie vreau să vă mulțumesc pentru inițiativa, dar și eforturile depuse pentru a achiziționa acest echipament, care este de fapt unul foarte important pentru serviciul de asistență prespitalicească, fiindcă unul din obiectivele de fapt ale noastre ce ține de fortificarea asistenței prespitalicești este, desigur, creșterea posibilității de acordare a ajutorului medical în orice situație pentru pacientul critic, creșterea listei de acele manipulări care pot fi efectuate de către echipele de intervenție, iar aceste echipamente frigorifice, desigur că va ajuta ca să avem disponibile în fiecare echipă medicală a acelor preparate, medicamente care sunt extrem necesare pentru acordarea ajutorului medical într-o situație critică, și sunt sigur că această continuitate pe care o avem în colaborarea cu instituții internaționale este una, de fapt, esențială pentru creșterea acestei calități, fiindcă cunoaștem că în ultima perioadă am avut foarte multe evenimente dedicate acestui, în acest sens, și anume dotarea cu echipamente, ambulanțe, și de ce
mulțumim anume faptul că inițiativa a fost în direcția asistenței urgente prespitalicești, fiindcă cunoaștem că presiunea este foarte mare asupra acestui serviciu, inclusiv în condițiile unui număr mare de refugiați care se află în Republica Moldova. Pot să menționez că doar pe parcursul anului trecut mai mult de 11.000 de solicitări a avut asistența urgentă prespitalicească doar pentru acordarea ajutorului medical persoanelor refugiate din Ucraina. Anul acesta deja avem peste 6.000 de solicitări, iar, după cum spuneam, e o presiune și mai mare, dar datorită faptului că avem parteneriate durabile și eficiente cu partenerii noștri, reușim să îmbunătățim în același timp calitatea. Vă doresc succese tuturor ca să reușim să fim tot timpul la înălțime și mulțumesc tuturor celor care se implică pentru ca să ajungem la cele ținte propuse cât mai curând. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul secretar de stat. Acum permiteți să ofer cuvântul domnului Lars Longvac, coordonatorul Organizației Internaționale pentru Migrație. Is this working? Hello? Dear Director. Thank you so much for giving me the opportunity to say a couple of words in relation to this donation. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați oferit posibilitatea să spun și eu câteva cuvinte în ceea ce privește această donație. The International Organization for Migration, IOM, which is the organization that I'm leading here in Moldova. Organizația Internațională pentru Migrație, cea pe care o conduc aici în Republica Moldova. We play a key role in responding to humanitarian and public health emergencies. Health support in emergencies is an essential part of IOM's humanitarian mandate. Deci IOM joacă un rol important în ceea ce privește răspunsul la urgențele apărute în domeniul umanitar și de sănătate publică, deci sprijinul în domeniul sănătății și în situațiile de urgență este o parte esențială a mandatului și a rolului pe care îl joacă IOM. This is recognized in my organization's Migration Crisis Operational Framework, one of 15 sectors of assistance addressing the before, during and after the crisis. Deci acest lucru este recunoscut în cadrul în acest cadru operațional de gestionare a crizelor în domeniul migrației ca fiind unul dintre cele 15 sectoare de suport de asistență pe care le oferim în cadrul și după crize. What we're trying to do here at this specific donation is to support the health system's strengthening. Deci în cadrul acestei donații încercăm să sprijinim consolidarea sistemului de sănătate în general. What we're doing with this donation is to give an upgrade across the board with regards to the ambulance services. Încercăm să oferim serviciu de ambulanță actualizat în cadrul acestei donații. And that means that around 760,000 people who are serviced every year will get an improved service. Asta înseamnă că în jur de 7.000 de persoane cărora li se oferă acest serviciu pe parcursul anului vor beneficia de serviciu mai bun, mai calitativ. The director already mentioned the 11,000 Ukrainians which are supported every year with the ambulance services. Domnul director deja a menționat acel număr impunător de 11.000 de ucraineni care sunt asistați prin intermediul acestui serviciu în fiecare an. So an emergency service that is already under pressure has getting increased pressure because of the Ukrainians here. Deci un serviciu de ambulanță care deja este supus unor presiuni are presiuni și mai mult din cauza fluxului refugiaților.
So as we all have been experiencing during the summer, climate change is real, it's here. Deci vedeți că în această vară am simțit schimbările climatice cu adevărat. And as we have heard from the experts, refrigeration is absolutely necessary for so many interventions that is needed in the emergency sector. Și asigurarea unui regim de temperatură adecvat în aceste condiții este foarte important, așa cum am auzit de la experți. And therefore, I'd like to thank the fantastic collaboration with the director, the Ministry of Health, and the European Union that has made this donation possible. Thank you very much. De aceea vreau să aduc mulțumiri speciale pentru această colaborare cu domnul director, cu Ministerul Sănătății, cu delegația Uniunii Europene, care a fost prin intermediul care a fost posibilă această donație. Thank you so much. Mulțumim, domnule Ars Longbank. Acum permiteți să ofer cuvântul directorul reprezentativ al Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Adams Gurdzichi. Bună dimineața, dear State Secretary, representatives of the National Center of Emergency Pre-Hospital Service, dear colleagues from the IOM team, and dear distinguished guests. Vă salut pe toți aici, domnule director, domnule secretar de stat, reprezentanți ai Centrului Național de Asistență Medicală Prespitalicească, dragi prieteni. Sorry. It's indeed my privilege and pleasure to be here with you today to witness the handing over of this important piece of EU-funded equipment that will benefit the Moldovan pre-hospital emergency service and the whole healthcare system in Moldova. Sunt onorat să fiu aici în fața dumneavoastră să asist la această transmitere a echipamentului finanțat din fondurile Uniunii Europene, care va fi folosit în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul serviciului prespitalicesc. This donation actually reflects our solidarity towards Republic of Moldova. Această donație reflectă solidaritatea noastră cu Republica Moldova. And our continued partnership with the Ministry of Health that provides healthcare services for all Moldovans and refugees residing in your country. Precum și parteneriatul nostru continuu cu Ministerul Sănătății, care confirmă încă o dată intenția și sprijinul nostru în oferirea serviciilor de sănătate de calitate pentru toți cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru refugiații care domicilează în această țară. And in addition, this EU contribution also illustrates our joint EU-Moldova commitment to improve protection of the most vulnerable groups of people. Mai mult, această contribuție a Uniunii Europene arată clar angajamentul nostru de a îmbunătăți protecția oferită celor mai vulnerabile pături. Be it Moldovan or refugees, with and to provide the medical personnel of your country with enhanced capabilities to address people's needs in a challenging and fast evolving environment. Fie că e vorba de cetățenii Republicii Moldova sau de refugiați, atunci când vine vorba de oferirea acestor servicii, dar și de instruirea personalului pentru a le oferi. So in this context, since 24 February of 2022, so last year, the EU and its EU member states did not only deliver various emergency assistance in the forms of civil protection or humanitarian aid. În acest context, începând cu data de 24 februarie anul 2022, Uniunea Europeană, delegațiile Uniunii Europene, dar și țările membre, nu doar că au oferit asistență de urgență, civil and humanitarian, but we also worked closely with Moldovan authorities to provide necessary support in the field of migration. Dar și am cooperat îndeaproape cu autoritățile din Republica Moldova pentru a oferi sprijinul necesar în ceea ce privește domeniul migrației. And this is this cooperation that gave rise to a regional program in the field of facilitated migration management.
implemented in partnership with IOM. Prin această cooperare s-a instituit un program regional în domeniul gestionării migrației, care este implementat în parteneriat cu OIM, prin care se oferă această donație. Which actually made the delivery of the equipment that is being handed over today possible. Deci anume prin acest parteneriat este posibil evenimentul de astăzi de donație. This 15 million euros worth program, which has a very long title and you can see it right here on this poster, has been right from the beginning has been one of the key and immediate EU response tools to support Moldovan authorities in addressing the unexpected challenges of migration. Deci prin acest program care are valoarea de 15 milioane și a cărui denumire o vedeți aici în spatele meu, s-a acționat imediat în sprijinul autorităților de a răspunde acelor necesități urgente apărute. Mm-hmm. This program started early 2022 and will run for 3 years. Deci este un program care a început în anul 2022 și va dura 3 ani. So it's up and running today and I am pleased to inform you that up to now under one of the components of this program some 4500 Ukraine citizens and third country nationals have been provided with health assistance tailored to their needs. Deci vreau să vă spun că acest program fiind la moment implementat, până la momentul actual, în cadrul acestui program au beneficiat de asistență ajustată la nevoile persoanelor circa 4500 de ucraineni, cetățeni din Ucraina, dar și de cetățeni din țările terțe, deci au beneficiat de servicii de asistență tehnică ajustată la nevoile lor. And so today we have gathered to witness yet another important output of one of the activities under this program, the delivery of 300 mobile refrigerators for transportation of life-saving medicines and products. Astăzi suntem aici martorii implementării încă a unui obiectiv din cadrul acestui set de activități, în cadrul programului, și anume transferul sau livrarea a 300 de frigidere portabile. So we do hope that this equipment will be swiftly put to a good use and distributed to units serving localities with war refugees. Sperăm puternic acest echipament va fi utilizat conform necesităților. And will allow medical personnel to work in a better conditions adapted to requirements on the ground. Și bineînțeles va permite personalului medical să lucreze în condiții mai bune, adaptate la cerințele din teren. And it goes without saying that we wish them and the entire Moldovan Pre-Hospital Emergency Service lots of success in those endeavors. Bineînțeles că le urăm din toată inima reprezentanților serviciului de urgență prespitalicesc numai succes în aceste eforturi enorme pe care le depun. Moreover, I would like to thank our Moldovan partners and the IOM team for the very effective and close collaboration all along. Vreau să mulțumesc partenerilor din Republica Moldova, colegilor, echipei de la OIM pentru această colaborare eficientă și apropiată. And wish them successful implementation of other activities under this program. Vreau să le doresc o implementare cu succes a celor altor activități în cadrul acestui program. And all gathered here, I wanted to thank you for your attention. Vă mulțumesc pentru atenție. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru atenție în limba română. Onorată asistență, stimați colegi, noi sperăm și în continuare pe o bună colaborare. Serviciul tot timpul este motivat să se dezvolte, să introducă noi tehnologii, să ridice nivelul calității
și toate echipamentele, toate dotările, toate proiectele investiționale sunt binevenite și apreciate. Așa că vă mulțumim foarte mult și așteptăm și noi proiecte în continuare. Thank you very much in English. Acum permiteți, cu permisiunea dumneavoastră, să ofer cuvântul doamnei Larisa Arnăut, medic pe echipa TIM, care ne va împărtăși niște impresii practice cum vor fi utilizate aceste mici frigidere. Mulțumesc. Stimați reprezentanți ai misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, stimați reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Administrației, Colegi de Breaslă, Mass Media, bună ziua! Astăzi suntem cu toții prezenți la un eveniment foarte frumos, un eveniment de donație. De donație a 300 de genți frigorifice, de care țara noastră chiar are nevoie. Această donație este deja o tradiție. Ambulanța pe care o vedeți este la fel donată, este echipată. Suntem foarte mândri de ea, nu doar prin exterior, dar și prin calitatea asistenței medicale pe care o putem efectua. Vreau să zic că în aceste zile, clipe foarte dificile pentru toată omenirea, aceasta nu este doar o donație, dar este și o lecție de omenie, și o lecție de compasiune pentru oameni. Și din acest caz, datorită acestui eveniment, din partea tuturor angajaților CNAMUP-ului, din partea fiecărui cetățean al Republicii Moldova, a oricărui migrant sau refugiat din Ucraina, vrem să vă aducem sinceri mulțumiri pentru susținerea necondiționată de care dați dovadă, pentru susținerea permanentă care o simțim prin toate metodele care o faceți. Sperăm din tot sufletul că colaborarea noastră va continua și în viitor, și în apropiat, și în depărtat. Vă dorim sănătate multă la toată lumea, vă dorim să nu aveți nevoie de asistență medicală, dar dacă veți avea vreodată nevoie de ajutor, să știți cu siguranță că veți fi pe mâini bune. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă la toată lumea! Mulțumim foarte mult! Doamna Larisa a vrut să spună, dacă și vom avea nevoie vreodată de asistență medicală de urgență, doar în așa, la așa evenimente. Mulțumim! Acum, stimați colegi, onorată asistență, permiteți-mi să trecem la partea oficială a evenimentului de astăzi, semnarea contractului de donație, și să ne bucurăm din plin de acest eveniment pentru, cum a spus emoțional doamna Larisa, tot cu ce este astăzi echipat echipa de urgență sau ambulanța noastră vine încă o dată ca rezultat să sfrânge asupra calității serviciului medical, asupra satisfacției pacientului, asupra motivației echipelor noastre. Deci felicitări tuturor echipelor pentru această donație și, cum s-a spus, sperăm foarte mult ca să vă ajute să fie utilizate conform destinației și așteptăm și noi proiecte și noi donații. Mulțumim tuturor, mulțumim pentru prezență, pentru susținere și pentru colaborare. Thank you.
Stimați colegi, stimați reprezentanți mass media, cu asta evenimentul nostru se declară închis, dar continuăm să facem fotografii și îl invit pe domnul Tudor, inginerul nostru, bioinginerul, să vă demonstreze cum se aplică geanta frigorifică în autosanitarea noastră. Vă rog, domnul Tudor.